La data de 30 octombrie 2017, Partidul de pe lângă Judecătoria Roman a dispus trimiterea în judecată a unei persoane de sex feminin din județul Iași, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de bigamie și de fals în declarații, constând în aceea că în data de 28.12.2015, inculpata a dat o declarație la biroul de stare civilă din cadrul primăriei municipiului Roman, potrivit căreia aceasta nu era căsătorită la acel moment.